Să doresc mult și la ceas, încerc să împart timpul cât mai corect și n-aș vrea să profit de răbdarea dumneavoastră. Totuși, în seara aceasta am citit un pasaj amplu din Evanghelia după Matei, care zugrăvește înaintea ochilor noștri trei tablouri deosebite. Înainte de a vorbi câte puțin despre fiecare din cele trei tablouri, îngăduiți-mi să vă spun că după ce Mântuitorul Iisus a intrat în Ierusalim într-un mod triumfal și după ce a curățit templul din Ierusalim de lucrurile care se făceau acolo și nu trebuiau să fie acolo, să se facă acolo, au urmat câteva zile în care El învăța norodul și le-a spus încă multe pilde. Săptămâna aceea, creștinătatea numește săptămâna patimilor, pentru că la capătul ei, Mântuitorul Iisus urma să fie așezat într-un mormânt și probabil creștinii sau ucenicii lui și-au pierdut orice nădejde. În primele zile ale acelei săptămâni, Mântuitorul Iisus a rostit câteva pilde și printre ele a adresat cărturarilor și fariseilor cele mai puternice critici pe care El le-a adresat cuiva. Pe la mijlocul săptămânii, deja cu privire la El, bătrânii poporului, preoții și fariseii hotărâseră deja ce au de făcut. Au și găsit pe acela prin care să-și ducă la îndeplinire planul. Am putea să spunem că a fost o săptămână încărcată în evenimente. Unele s-au făcut la lumina zilei, altele la adăpostul nopții. Însă, spuneam că în pasajul pe care noi l-am citit în seara aceasta sunt trei tablouri. Primul dintre ele se petrece într-o odaie de sus, într-o locuință probabil la periferia Ierusalimului. O odaie de sus care avea să devină un loc însemnat pentru primii creștini. Un al doilea tablou se va petrece în grădina Ghețiman, dincolo de zidurile cetății. Al doilea tablou, al treilea, se va petrece în curtea marelui preot, acolo unde Iisus, după ce a fost arestat, a fost dus pentru judecată. Haideți să le abordăm pe rând. În dimineața acelei zile, au venit la Domnul Iisus ucenicii și au spus: Învățătorule, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Matei ne spune că El i-a trimis în cetate la un anumit om, un anumit mesaj, bine definit. Marcu, în Evanghelia lui, în capitolul 14, versetul al 13, ne spune că Domnul a trimis doi din ucenici, iar Luca, în Evanghelia sa, în capitolul 22, cu versetul al 8-lea, ne spune că era vorba despre Petru și despre Ioan. În sfârșit, ucenicii trimiși s-au dus, au găsit așa cum ne-a spus, au pregătit și seara erau împreună în casa aceea. Mesajul pentru gazdă era: Învățătorul vrea să facă Paștele cu ucenicii lui în casa ta. Și măcar că era vorba deja de un grup destul de măricel, 13 persoane, gazda aceea n-a obiectat. Pentru că aș vrea să înțelegem un lucru. Acolo unde este primit Iisus, acolo trebuie să se găsească loc și pentru ucenicii Săi. Nu poți să spui: eu l-am pe Iisus în inimă, dar pe ucenicii Lui, pe unii dintre ei, parcă nu-i pot iubi. Pe unii îi mai înghit. Cu alții n-am nimic, dar sunt între ei unii cu care parcă n-aș vrea să am prea mult de-a face. Acolo unde este primit Învățătorul, acolo trebuie să fie primiți și ucenicii Lui.
Și așa trebuie să punem problema întotdeauna. Doamne, ajută-ne la aceasta. În seara aceea de neuitat, Mântuitorul Iisus le-a dezvăluit ucenicilor câteva lucruri deosebit de frumoase. Dar și câteva deosebit de grele. Cineva spunea de mult că un tablou reușit este tabloul în care pictorul reușește să îmbine luminile și umbrele. În seara aceea, Mântuitorul Iisus se bat cu ucenicii și sărbătoarea după rânduiala Vechiului Testament. De fiecare dată când au mai sărbat-o, ei se gândeau la izbăvirea din trecut. Dar în seara aceea, Mântuitorul Iisus le va spune ceva nou, deosebit de frumos. Le va îndrepta gândul și privirea credinței înspre viitor. Până atunci, ucenicii, ca de altfel toți evreii, vedeau în această sărbătoare un mesaj din vremurile de demult. Poate cu 1500 de ani în urmă. Mântuitorul le va spune în seara aceea că lucrarea are un mesaj anticipativ. Că îndreaptă privirile spre viitor. Dar în timp ce stăteau acolo la cină, Mântuitorul le mai spune un lucru. Pasajul acesta de la versetul 17 până la versetul 25 în Biblie noastră este numit Descoperirea Vânzătorului. Pentru că în seara aceea, în acea atmosferă deosebit de frumoasă și duhovnicească, Mântuitorul le spune, adevărat, adevărat vă spun, că unul dintre voi mă va vinde. Poate că ar socoti cineva că lucrul acesta n-ar fi trebuit să-l spună. Poate că s-a găsit cineva care să zică nu trebuia să dea pe față lucrul acesta, spunându-l, uite că a stricat atmosfera, pentru că citim în Evanghelie că ei s-au întristat foarte mult. Până atunci era altă atmosfera, dar acum auzind acest lucru cumplit, atmosfera între ei s-a stricat foarte mult. Mântuitorul Iisus spusese odată că nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul lui. Și avea dreptate. Dar, cugetând acest lucru, aș vrea să spun că nu știu dacă există ticăloșie mai mare decât ca un om, ca cineva, să-l vândă pe cel mai drept, pe cel mai bun, pe cel mai sfânt, pe cel mai înțelept prieten pe care l-a avut vreodată. Și totuși, Iuda exact lucrul acesta l-a făcut. În ascuns. Ne-am întrebat oare de ce Domnul Iisus a divulgat lucrul acesta? Și am găsit 3 motive pentru care El ar fi vrut să facă un asemenea lucru. A șocotit, în primul rând, a fost un apel la conștiința, la cugetul acestui ucenic. Știți de ce m-am dus cu gândul aici? Pentru că în vechime, în a doua carte a profetului Samuel, în capitolul 12, mi se vorbește despre un om care a făcut un lucru rău. Un om deosebit, dar care a căzut într-o greșeală, într-un păcat. Și Dumnezeu îl trimite pe văzătorul Natan la omul acela, la împăratul David. Și Natan îi descrie împăratului o situație. Și împăratul când aude, se supără cumplit și vrea să pună lucrurile la punct. Dar în versetul 7 găsim scris că Natan îi spune, tu ești omul acela. În urma acestei descoperiri, ceva se împetrece cu David. Se prăbușește. Își mărturisește starea. Plânge, se găiește. Își asumă întreaga responsabilitate pentru ce a făcut. Cuvintele acestea, tu ești omul acela, în David, au trezit sentimente de căință. Și după un an în care David și-a ascuns vina,
David se prăbușește, își recunoaște vina și capătă iertare. În seara aceasta, în odaia de sus, Mântuitorul îi spune lui Iuda, da, tu ești. Îi dă ultima oportunitate de a se mai salva. Și Iuda nu se căiește. În al doilea rând, Mântuitorul Iisus dă pe față lucrul acesta, pentru că așa cum am mai spus în alte rânduri, până aici el a știut mereu cine va fi cel care îl va vinde. Și totuși, cu ucenicii săi, cei 12, s-a purtat atât de frumos, cu asemenea purtare aleasă, încât nimeni n-a putut să bănuiască, măi, pe ăsta îl ține mai departe. Pe ăsta parcă locolește. În ăsta nu face încredere multă. Când este vorba de ceva, pe ăsta nu-l alege niciodată. Mântuitorul Iisus i-a conferit lui Iuda toate oportunitățile ca și celorlalți 11. Și n-a făcut vreo deosebire în așa fel încât să spună cineva ăsta va fi. Că de aia au întrebat, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? 11 ucenici au pus întrebarea, Doamne, nu cumva sunt eu? Și la fiecare a zis, nu, 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 nu. Și o mai rămas al 12-lea. Ăsta și dacă nu întreba, lucrurile erau deja destul de clar. Nu-i așa? În al treilea rând, Mântuitorul Iisus a vrut să învețe pe ucenici că până în ceasul al 12-lea încă s-ar mai putea găsi iertare. Dar este căință în inima omului, încă s-ar mai putea găsi iertare. Dar ăsta nu s-a găsit. Spuneam că în seara aceea Mântuitorul Iisus le-a spus și lucruri frumoase. Ăsta ce vi l-a spus până acum a fost un lucru trist. Un lucru care te împovărează. Dar în seara aceea Mântuitorul Iisus a luat în mâinile sale o pâine. A binecuvântat-o, ofrânt-o, s-a apropiat de ucenici și le-a spus, luați și mâncați. Acesta este trupul meu. Și după ce i-au luat și au mâncat, în mâinile sale au luat și un pahar cu rodul viței. Și cu paharul acela în mână, după ce ceruse binecuvântarea peste rodul viței, a trecut din nou printre ucenicii săi. Și le-a spus, luați toți și beți din el. Este sângele meu. E sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. În seara aceea Mântuitorul Iisus le spunea că prin sângele lui care avea să fie vărsat se va pecepli un legământ nou încheiat între om și Dumnezeu. Și vom ști din Epistola către Evrei că legământul cel nou este așezat pe făgăduințe nespus mai bune decât toate celelalte legăminte de dinainte. Era pecetuit cu sângele sfânt al Fiului lui Dumnezeu. Și prin această pecetuire, care era în planul lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Tatăl arăta cât de hotărât este să-și împlinească făgăduințele. Binecuvântat să fie El. Apoi au ieșit din întăperea aceea și s-au îndreptat către o grădină, către un loc îngrădit numit Ghețiman. Iuda plecase dintre ei. Au mai rămas doar 11 lângă Domnul. Și Domnul cu aceștia 11 pleca spre grădina aceea. În timp ce mergeau într-acolo Domnul Iisus, citim că le-a dezvăluit încă un lucru. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris. Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar am spus un lucru frumos. După ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Și dacă mă veți părăsi în noaptea aceasta de tristă amintire, eu nu voi renunța la voi. Voi tot ai mei sunteți.
Vă voi primi din nou, mă voi bucura împreună cu voi. Pentru altă parte le va spune, și tânguirea voastră se va preface în veselie. Apostolul Petru a luat cuvântul și a zis, Doamne, dacă Tu ți-a găsit tine o pricină de potignire, vreau să spun un lucru, să știi că eu nu. Domnul i-a spus, adevărat îți spun, că noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru, încă o dată, îl contrazice pe Domnul. Ori de câte ori nu încercăm și noi să-L contrazicem, socotim că știm mai bine, că ne socotim mai tare. Pe mine, ispita aceea nu mă frânge. Și Domnul zice, păzește-te de ea. Fugi de ea. Eu sunt tare. Mă duc până la capăt. Și toți ucenicii au spus la fel. Dar asta este drumul spre Ghețimani. Pentru că în Ghețimani, Mântuitorul Iisus a experimentat o stare pe care n-am mai experimentat-o niciodată până atunci. El însuși a spus cu gura lui, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Pe 3 dintre ucenici i-a luat mai aproape de el. Nu chiar în același loc cu el. Un grup din 11 au rămas acolo 8, 3 au luat cu el mai departe și apoi el s-a dus un pic mai departe și s-a rugat. Ar fi avut nevoie să-l sprijinească în rugăciune. Dar pe ei îi biruiau pornirile grupului acestei osebit. Dacă ar fi știut ce se întâmplă la adăpostul întunericului, eu cred că ucenicii toți în noaptea aceea s-ar fi rugat pe întrecute. Nu s-ar fi oprit unul din rugăciune până ar fi venit gloata cu săbii și cu ciomece. Dar nu știau. Ierusalimul părea că se cufunde în adormire, în ațipire. În cetate, făcliile se stingeau prin cătune. Totul părea liniștit, dar sub masca acestei liniști se ascundea, cum spunea cineva, liniștea de dinaintea furtunii. Și numai Mântuitorul știa lucrul ăsta. 11 ucenici, 8 într-un colț, 3 într-altul, dormeau nepăsători. I-a tot trezit și le-a tot spus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și n-au luat aminte. Că de aceea au dormit. În vremea aceasta, cred că se potrivește acest îndemn al Domnului Iisus. Deocamdată ne bucurăm de pace și de liniște. Dar am auzit că într-un alt oraș din America de Nord, pastorii au fost urmați să ducă la primărie înregistrările în format electronic ale predicilor lor. Când vor fi ascultate în sala de tribunal, am sentimentul, nu știu dacă sunt proroc sau nu, dar am sentimentul că se vor lua hotărâri mari și grele. Sunt pregătite legi și vor fi date, să știți. Nouă ni se pare că e pace și liniște. Și de aceea la rugăciune marțea suntem atât de puțini. Și de aceea, la ora de rugăciune, duminica, unii ajung la jumătate, ei și alții la finalul ei. Pentru că nu știm ce se petrece în ascuns, ce se pregătește împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva noastră. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar vreau să vă trezesc și să ne trezim cu toți. Să punem preț pe timpul acesta. Să ne rugăm și să căutăm fața Domnului ca să avem izbândă în ziua aceea grea. Mântuitorul Iisus ne-a dat aici o cheie și ne-a spus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugăciunea îți aduce puterea aceea care te face să stai tare când va veni ispita și încercarea când va veni. Dar dacă nu te rogi, te prinde somn. După ce s-a rugat Mântuitorul vreo 3 ceasuri, au venit atunci să-L prindă. L-au prins, l-au arestat și l-au adus să-L judece în curtea Marelui Preot.
Despre tabloul acesta, de fapt, eu nu am citit, dar oricum, dumneavoastră știți. Acolo, Mântuitorul Iisus a fost acuzat pe nedrept. Au fost tocmiți doi martori mincinoși împotriva Lui. Și undeva în curtea acelei case, lângă un foc de cărbune aprins, Apostolul Petru împlinea ceea ce Domnul Iisus i-a prevestit dinainte. Înaintea unei slujnice se lepăda de trei ori. Într-o altă Evanghelie găsim scris că au fost două slujnice, nu una. În noaptea aceea, parcă numai de slujnice se folosea ispititorul ca să-l fugărească pe Petru. Și n-a scăpat până când a ieșit de acolo afară și a plâns cu amar. Aș vrea, frații mei, surorile mele, să cugetați la toate aceste lucruri care s-au petrecut atunci. Pentru că toate acestea s-au petrecut în folosul nostru și spre mântuirea noastră. În încheiere aș vrea să vă spun o experiență pe care am avut-o acum foarte recent. În zorii zilei, marți dimineață, marți seara am împărtășit-o fraților de la rugăciune. În câteva cuvinte vreau să vă spun și vouă celor ce sunteți aici acum. M-am rugat uneori ca Dumnezeu să îmi facă parte de un har deosebit. Mi-aș fi dorit să văd răstignirea Domnului Iisus. Mi-am dorit eu mai multe lucruri să văd din viața pământească a Domnului Iisus. Dar printre cele mai multe lucruri, unul era acesta, să văd suferințele Domnului Iisus la cruce. M-am gândit eu în taina inimii mele că dacă voi avea parte de o revelație, de un vis, de o vedenie, ceva. Și voi vedea suferințele Domnului Iisus. Lucrul ăsta mă va smeri mai mult și mă voi pocăi mai tare, mai bine. Luni seara, luni noaptea spre marți, nu prea am avut somn și m-am mai rugat. Și apoi, într-un târziu spre dimineață, m-am dus să mă culc și am avut... Până la urmă, cred că a fost un vis scurt. Dar mă găseam într-o gloată și era o seară, parcă un întuneric, așa se lăsa o besnă peste lume. Și în jurul meu, fețe necunoscute care vorbeau o limbă necunoscută mie. Mă uitam și mă întrebam, ce caut eu? Încotro mă duc cu oamenii aceștia? Întuneric și ură simțeam în jurul meu. Și la un moment dat, cineva a spus, și asta am putut să înțeleg, am ajuns. Aduceți și cuiele. Și cineva a adus niște cuie, au trecut prinainte ochilor mei, niște cuie grosolane, rudimentare. Și am auzit o voce care mi-a spus, vino să vezi. Acum este pun mâini. Dintr-odată am priceput ce se întâmplă. M-am cutremurat și am spus, nu pot. Și în momentul acela s-a oprit, s-a terminat visul, m-am trezit. N-am putut să văd scena aceea. Dar știu că a suferit-o pentru mine. Și vreau să-ți aduc aminte că a suferit-o pentru tine. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin sângele Lui avem iertare de păcate. În numele Lui mi s-a deschis o cale nouă și vie în prezența Lui Dumnezeu Tatăl. Să nu luați ca un lucru ușor lucrul acesta. Nădejdea noastră este biruința Lui. Seara aceasta ne vom apropia de trupul și sângele Domnului Iisus. Aș vrea să-i cerem iertare pentru fiecare împrejurare în care n-am fost la înălțimea chemării. Să cerem iertare de plină și curățire prin sângele care încă mai poate să curățească orice vină. Să rugăm să binecuvânteze poporul cu pocăință. Că numai pocăința ne va duce în cer. Amin. Ne vom pleca pe genunchi. Știți unde? După rugăciunea aceasta comună, mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze azima și rodoviți. Iar cei ce se împărtășeze în continuare, se roagă Domnului și ceilalți invită și